Avem un eveniment nefericit în familie? Avem un deces? Avem și drepturi, avem și obligații. Tot ce înseamnă zona aceasta care îmbracă forma unui deces, astăzi au apărut tot felul de societăți comerciale care ne pot ajuta și să cumpărăm locul de veci, și să cumpărăm monumentul funeral, și să facem tot ce înseamnă procedurile juridice și legale pentru a putea găsi această formulă de a fi mai liniștiți ca și familie, dar asta înseamnă un cost. Costurile respective, să nu uităm, avem acel ajutor public al statului care ne putem încadra în suma respectivă și să avem până la urmă o mormântare pentru cel drag cât mai aproape de ceea ce ne-am dorit. Vin acele obiceiuri ortodoxe sau poate nu numai ortodoxe, a pomenilor, a unei mese care este date ulterior, nu înseamnă că suntem într-un moment nefericit și facem rabat de la calitate, de la informația cu privire la alergeni, de la tot ceea ce înseamnă informările cu privire la eticheta și mai ales ingredientele a unor astfel de produse. Se regăsesc produse agroalimentare care sunt puse pe astfel de mese sau produse care sunt utilizate în tot ceea ce înseamnă zona de înmormântare, de la tot felul de obiecte care sunt în zona de funerare, care pot fi neconforme, care aduc atingere consumatorului care este viu, nu numai celui decedat, dar ceea ce trebuie să înțelegem, că drepturile, chiar dacă sunt poate într-un moment mai delicat pentru familie, mai delicat pentru cei dragi, nu înseamnă că trebuie să facem rabat la ele. Și astfel, avem în cadrul aplicației gratuite informațiile cu privire la tot ceea ce înseamnă segmentul acesta de produse care se regăsesc în alertă. Avem mecanismul de a verifica dacă firma respectivă este autorizată și pentru ce este autorizată pentru a face ca și serviciile de mare, serviciile de transport, serviciile de înmormântare, toate aceste lucruri. Să fim foarte atenți. Achiziția terenului, achiziția a mormântului, a achiziția în cimitirul respectiv, dacă este în zona care ne-am dorit-o, care este costul, dacă nu avem taxe suplimentare ca cineva încearcă să facă o intermediere de astfel de servicii, nu în ultimul rând, pentru toate serviciile respective ne trebuie documente justificative pentru a putea lua acel ajutor de înmormântare, fiindcă fără documente nu vom putea să apelăm pentru a putea să ne decontăm aceste servicii. Și nu în ultimul rând, când discutăm despre zona aceasta, autorizarea firmelor care ne pun la dispoziție tot felul de produse agroalimentare trebuie să aibă și ei autorizație, trebuie să aibă etichetare, ca nu cumva să ne trezim cu toxii infecții alimentare, să ne găsim cu produse agroalimentare care sunt cu alergen sau ceva, iar unul dintre cei care sunt la masă, cei care sunt uh, alături de familie, alături de noi, într un un astfel de moment delicat să ajungă să aibă probleme foarte grave. Iar când discutăm despre tot ce înseamnă perioada aceasta ulterioară a unei înmormântări, cu tot felul de obiceiuri pe diferitele culte religioase, să fim atenți cu cine le facem, cum le facem. Avem drepturi. Nu înseamnă că suntem într-un moment nefericit și să fim păcăliți, să fim înșelați. Alege responsabil, fii atent, fii responsabil și mai ales nu uita. Ai aplicația gratuită Infocons 0219551 numărul unic de protecție a consumatorului și cunoașteți drepturile.